Minecraft, dar XP-ul este egal cu puterea ta. Și pe lângă că mă face super puternic, gen să dau mult damage, mă face și să sparg o grămadă de blocuri. O, da, asta o să fie foarte amuzant, deci trebuie să rămâi până la final. Așa că nu uita de like, subscribe și haide să trecem la treabă. Bun, de să-i dăm drumul. Cred că cea mai ușoară metodă de a face XP acum e să omorâm animăluțele ăștia, dar întâi să vedem ce e în village-ul ăsta. Este Iron Golem-ul acolo, dar o fierărie, uite și fierăria unde se ascundea. Da, mă, perfect. Mă, trebuie să ai niște iron ca să fac și o sabie sau ceva, sau un pickaxe, de fapt, sincer, nu știu dacă să am nevoie de pickaxe. Ia, pot sparg. A, pot să sparg așa, da, corect, da, asta e foarte bine. Ia, ce aici? Iron, perfect, perfect. Mamă, și roi și de mine, asta e să mai iau din ăsta de aici. Prea easy. Dacă ar fi așa și Minecraft-ul normal, insane. Și luăm niște stick-uri, crafting table, sabie și acum trecem la omorât câteva animale de pe aici. Oaie, 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 vino cu acă, am nevoie de XP-ul tău. Opa, am spart din greșeală acolo, hei, și de tine. Tu nu că nu dropezi XP, ești inutilă și sigur nu te-am lăsat fără familie, ups. Hei, asta e maică ta, am nevoie de XP-ul ei pentru un video, gen. Asta e o propoziție foarte interesantă. Ok, și ți-ai găsit mamă nou? A, păi am nevoie și de avere, îmi pare rău, te descurci tu. Nu te uita așa la mine, ok? Calmează-te. Mă, cai dropează XP? Cred că da, cred că și ăștia-s buni. Se pare că nu am strength, nu cred că spar mai mult, nu, decât un bloc dacă mă uit urât la el. Dar cred că e din 5 în 5 XP sau ceva de genul, deci am puțin de omor câteva animale. Bă, priviți partea bună, în challenge-ul ăsta, bă, o să avem mâncare, nu o să avem problema asta deloc. Și oh my god, cum arată aia. Oh, și am primit strength 2 de la level 2, da mă, dau one shot la căluț, îmi pare rău căluțule, e doar pentru un video. Vă rog, nu vă supărați pe mine, sunt animale în Minecraft, ok? Înțeleg, nici eu nu vreau, dar hei, ăsta e challenge-ul. Și level 3, am strength 3? Nu, am tot strength 2. Oh, frate, hei, vino cu a. Bonk, bonk, așa foarte bine. Ce metode mai sunt să fac rost de XP? Adică pot băga chestii în furnace, dar nu am ce deocamdată. Poate dacă aș prăji niște sticlă, dar mă mulțumesc cu animalele astea, cel puțin deocamdată, că merge relativ repejor, că am puțin level, dar după aia când ajungem spre level 30, nicio șansă, poate găsim un mob spawner ceva. A fac o mega fermă de cactus de aia super insane și super extraordinar de mare, care mi-ar lua decât 5 luni, știi, și îmi face 100 X pentru un minut, gen. Da, așa e o variantă foarte bună, zic eu. Am level 4, mamă, calul ăsta avea ceva. Ia uite și strength 3, oh my god. N-am trecut decât un munte să ajung la animalele astea. Și ia uite ce scrie acolo, că poți sparge mai mult. Ia, 3x3x3. Aaa, da, bun. Bă, așa altceva. Mamă, bă, și putem face XP din mina. Dar dacă tot e atât de plin de animale și eu am strength 3, n-aș putea așa rata șansa asta. Hai că s-a vorbit și română dacă e ceva. Oare cât îmi trebuie ca să dau washer la Iron Golem totuși? Nu vreau să se afle cât am stat pe câmpia asta să omor animăluțe. Tot ce trebuie să știți e că am un stack și 25 lână și mă apropii de level 10. Sincer, mă luă febra omorâtului de animale pentru XP, adică serios. Dar uite, știi ce n-aș omorâ niciodată pentru XP? Un câine și o pisică. Și asta e regulă nescrisă a Minecraft-ului, ok? Tu ești un animal dacă omori câinile și pisicile pentru XP. Și am făcut level și pot să minez 5x4x5. Deci minează 4 în sus. A, da, scuzați-mă și pe mine, minez și eu pe aici. Sper că nu vă deranjează, gen. Și uite, XP-ul ăsta e un XP-ul, căulul ăsta e un exemplu foarte bun pentru modul în care vom face XP de la minat, gen. Deci dacă urcăm aici și îl spargem cu puterea minții, ne dă XP, bă băieți. Bă băiatule, și acum nu mai omorăm animale, că ia uite, mergem la minat, hop, hop, hop. Și doar ne lipim aici de perez, ne dăm cu capul de perez, gen. Că ne dă XP, ok, Iron-ul nu ne dă XP, deci e cam inutil, dar căulul ne dă și restul nu ne dă și lapizul ne dă, da. Pot mina apa asta, gen, oh my god, pot să minez apă. Na, pe ce canal mai pot să minez apă decât pe cel mai șmecher canal de Minecraft din România și chiar din lume, da, da, sigur, sigur. Și cine scrie în comentarii că nu, e un mare mincinos. Mai bine scrie în comentarii care e puterea ta de super erou preferată, dacă tot eu sunt super puternic, știi, știi, chestie, chestie. Ia uite, mai mult căul, bă, și fac mult XP din căul, mult de tot, gen. Bine, văd că am bara de XP la maxim și nu vreau să fac level. Apare ceva personal cu mine, cred.
căul acolo, nici nu îl ratam pe ăla dacă nu mă întorceam să vorbesc cu voi. Na, eu vorbesc, bac cu voci și le bac cu voi, așa se întâmplă, asta e viața de YouTuber, bă, fraților. Nu că nu încerc să urc și să spargă ăștia lângă mine, dar mă rog, eu am nevoie decât de XP gen. Bă, dar pe Minecraft-ul normal nu faci atât de mult XP, vrei să te mint? Bine, pe Minecraft-ul normal nu poți să apăs shift să sparg toate blocurile din jurul meu, a, inclusiv scara pe care voiam să o fac. Da, asta o să devină rapid o problemă. A, da, pot să sparg lava cu puterea minții. Stai că văzut niște căul pe aici. Scuzați-mă, fac și o tunel. Sper că nu vă deranjează, hello. Ce faci, bă, căulule, cum ești? Totul bine pe aici? Ok, și acum să cobor. Oh, nu era să pic, nu, că nu se spar blocurile. Ah, da, eu pot să sar de undeva de sus, cred că spar toate blocurile. Da, asta sună foarte bine. Nu sună, arată foarte bine. Și ce mai arată bine? XP-ul, deci dă-l încoace pe tot. Și am deja strength 6, dar ciudat că nu crește strength-ul la fel de repede ca restul levelului gen. Că până acum cam pentru fiecare level îmi dădu un punct de ăsta de strength, dar părea că cam pentru două levele îmi dă. Măi, eu pot să dau one-shot la mobii ăștia dacă tot se făcu noapte? Ia să încercăm. Enderman, sper că pot să dau one-shot. Tu câte inime ai? Cred că gen 40 HP, ai, dau două shot-uri. Vouă vă dau one-shot și îmi dă mie one-shot skeletonul ăla dacă mă mai nimerești odată, hei! Calmează-te, stai să fac viață, nu da, nu da, nu da, nu da, nu da, nenea, nenea, nu, că pierd challenge-ul, ideea e să nu mor, hei, eu zic să ne calmăm puțin, că vin și-ți dau o scatoalcă de te las pe aici, băi. Băi, cum e, trei, ia, vino încoa, acum mai e șmecher, ia să vedem, a, dă duci în zombie, până aici ți-a fost și ție la fel, da, da, one-shot, din păcate nu dau one-shot la Endermani, dar mai am puțin și fac level 15, hei, e pur așa, my God. Două shot-uri, oho, mamă, dacă îmi dă asta o bucată, mă lasă el pe aici, oh, gata. Nici măcar n-a fost pe aproape să mor. Ce-ai, aud un schelete, nu, mamă, i-am dat cu pumnul, oh, my God, nici măcar nu slău. Și ce sunet a fost ăla, Romilia, oh my God, mă aud părinții mei și zici ce o să facă dacă aud că faci, oh, da, nu e bine de tot, mă opresc acum, băi, cât cobblestone am la mine, se adună toate acum fix seara, ce se întâmplă aici? Și mai am nevoie și de super puțin XP să fac level 15, să-mi dea să minez mai mult, hop. Nu, sunt doi scheletori, dar ok că le dau, bam și bam, level 15 și pot să minez 7 pe 5 pe 7. Oh my God, da, sunt prea puternic. Oh, creeper, oh man. Și level 7, deci nicio problemă, tu dispari și tu dispari și tu dispari. Și tu stai acolo, și ceva, tu stai acolo. Ia să mergem să găsim și niște diamante. Acum, sincer, cred că e cam ușor, ia, uite, gen. Da, da, sparg și-o, scuzați-mi-l. Trec și-o pe aici, dacă nu vă deranjează. Salut, domnul Zombalău, ar fi păcat să-ți dau o sabie peste cap. Ala e un schelet, repede, fugi, să ne prindă scheleții. Treci prin pereți, du-te, mai jos, du-te. Du-te jos, de ce nu pot să sparg în jos, gata. Mamă, dar cred că am scăpat, cred că am scăpat, sunt safe, da, ok. Hai să nu pice gravel în cap, că cum ar fi să mă omoare gravel-ul, nu mă omor scheleții și toți mobii, dar mă omoară gravel-ul. Asta nu sună bine. Una, trebuie să o luăm mai în jos, că chestia asta minează decât în față, nu minează în jos. Deci bine că am și pickaxe-ul ăsta la mine. Tot merge super repede și fac super mult XP doar coborând, dar eu vreau diamante ca să ne facem armură, să putem da one shot la dragon, clar. Nu, că asta nu-i cursed deloc. Nu, absolut deloc nu-i cursed. De ce ai spune că e cursed? Zic eu că nu e deloc și am găsit și un mineshaft și mulți mobi acolo jos. Deci asta e să mă ocup eu repede de ăștia. A, nu sunt low, dar nu mai da în mine că gen mă sperii, nu de alta. Eu nu eram deloc low. Ia uite, și aici am mai mult XP. Tu vezi, oruri eu văd XP moca. Ok, am level 19. Bă, fac și level 20 imediat. Poate găsesc niște diamante prin mineshaft-ul ăsta și pe aici, dar nu înainte de a face level 20, că văd niște lapis pe aici. Și mai îmi trebuie ceva, uite, poate creeperii ăștia. Hopa, scuzați-mă, what? Romilian? Ai fost la școală măcar în viața ta odată? Sau? Ok, spider, așa. Redstone, și cu ăsta ar trebui să fac level 20. 9 pe 6 pe 9, păi, bonk. A, doar atât, stai să mă apropii de un perete. Așa, bam, scuză-mă. Dau și eu cu spatele pe aici, știi? Dacă mă ierși și pe mine, ar fi foarte drăguț din partea ta. Bro, efectiv, ce-i mineshaft-ul ăsta? Zici că suntem pe Park City, că așa se spawnează ăștia pe Park City. E un spawner de ăsta în mineshaft-uri. Dar aici sunt pe Minecraft normal, what?
Ok, uite și music disc-ul, o să-l iau pentru că așa se face oriunde ai fi. Nu contează că o să abandonez harta asta, după ce termin challenge-ul. Nu, eu vreau music disc-ul ăla. Da, și vreau să mori și... Oh my god, bine că ai tras în mine, îmi pare rău. Nu, nu trebuia să fac asta că m-a adus la diamante. Păi doar să-mi arate diamantele, lăsase și aia în jos și... Uite, oh my god, aproape că îmi pare rău, dar nu chiar sincer. Oh my god, nu știu ce-am făcut și de unde au apărut silverfish ăștia, dar mă atacă și dau mult damage. Noroc că pot să spamez sabia, că am strength, imediat ce omor vă și zic 10! Oh my god, și uite aici un chest ca asta, voiam să iau și mă atacară ăștia pe la spate și găsi un enchant, dar e un golden apple, merge și ăsta, e bun și ăsta are ceva. Și uite, încă un chest în fața noastră, incredibil, dar nu înainte de a lua redstone-ul ăsta pentru XP, desigur, avem nevoie de XP și nu de acei silverfish, deci... Oh my god, încă un gold trap. Hei, eu zic să ne calmăm un picuț aici. Da, nu știu de unde a apărut omul ăsta. Mă, omul creeper-ul ăsta. Încă unul, ok, uite-l și pe frate tot. Nu mai e GG creeper. Și lapis, și schelete, și silverfish. Deci sunt atâția silverfish. Nu cred că în joc sunt atât de mulți silverfish. E adevărat că într-un mineshaft nu minez necesar cât 9 pe 7 pe 9 sau cât minez aici, nici nu știu. Dar apropiem de level 30 imediat. Nu vine să cred că de mult XP am putut să fac de aici, din peșteri și din omorâ mobi. Și cam atât de fapt. Upții, am ratat niște diamante pe aici. Minam și eu așa de drag în jos și am ratat câteva diamante. Deci veniți încoace. Da. Perfect, ia uite și redstone-ul ăsta aici așa. Și mai multe diamante aici, că de-aia pe ăștia le văzui și mă gândi să mă întorc să văd dacă mai ratai și altele. Știa ce mai e pe aici. Și mai multe diamante. Da, mă, să-mi fac și o armură full de diamant să pot bate Ender Dragon-ul. Am 14 diamante și strength mai mult decât 10 aparent. Da, sunt cam OP, boy, sunt cam foarte OP. Am dat un așa la păianganul ăla. Easy, man, easy. Dar totuși mai avem ceva până la level 30. Dar cred că cu redstone-ul ăsta și cu ăla de sus sau nu, doar cu ăla, putem mina 11 pe 7 pe 11. Da, asta nici măcar nu e exagerat de mult, gen. No, deloc, absolut deloc, uite ca idee. Da, nu e mult, nu. Și-s curios cât strength-o și avea. Cred că am ceva 12 sau 13 sau 25 împărțit la 2, care e 14,5. Deci pe acolo pe undeva, deci probabil 14 strength am acum. Și diamantele ăștia, stai așa. Oh my god, au picat în lavă, voiam să apăs shift. Uite diamante acolo. Știi ceva? Nici nu mă supăr, că dacă nu apăsam shift să le găsesc pe alea, nu le găseam pe astea. Și astea părură să fie mai multe, poate că da sau poate că nu. Câte diamante îmi trebuiau iar pentru o armură full? 24-26? Scrie în comentarii dacă știi. Sincer, eu am uitat, cam bătrân, da, știi tu. Doamne, cât mă putui învârti în cave-urile ăștia, vreau să ies odată. Pe jos nu cred că ieși, cred că trebuie să o luăm în sus ca să ieși. Sau pe aici, cred, se aude un zombie dincolo, oare de ce? Ia cei pe aici, încoace, nu, dar auzi un zombalău. Dacă e un zombalău, trebuie să fie și o peșteră, nu? Așa zic eu. Sau să fie un mineshaft, da. Bă, stai mă pe loc, ce dai în mine? Sau un mineshaft. Sunt spawn, e un spawner de zombie și un spawner de spideri. Măi, și e decât un chest și niște diamante acolo. Bro, pe atunci aia stai să vă fac eu să dispăreți amândouă deodată. Plus că spawnerul dropează XP și noi avem nevoie de aia. Mai am nevoie de chiar foarte puțin până la level 30. Mă rog, puțin mai mult, dar fac repede cu asta, serios. Și m-am întors la suprafață, numai bine în village. Mai am nevoie de nici un level, mai am de un punct de XP. Nici măcar atâta. Și știți cum o să facem rost de asta într-o bătălie corp la corp cu domnul Iron Golem? Deci asta e să-mi fac eu viața full înainte. Poți folosi timpul ăsta, dai like pentru dacă ești încă aici, serios, e clar că-ți place clipul. Și hai să-l batem pe domnul Iron Golem. Hai mă că mai îmi trebuie puțină viață și nu vreau să-mi dau golden apple-ul. Bă, dar știi ceva, la cât de puternic sunt? Cred că-i dau one shot sau nu? Bă, dacă-ți dau codea asta peste față. Oh my god, cât de damage mi-a dat. E incredibil. Ce tot am level 30. Asta se pare că nu dropează level. Da, și sincer la asta nu mă așteptam. Noroc că e oița asta aici, în care poți avea încredere, care era un pui odată. Și acum level 30. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă mergem într-o casă și încercăm să dormim și din greșeală nu dormim, se cam dezintegrează absolut complet și toată casa. Yep, și probabil biserica asta, dacă nu vrem să mai existe... Asta e biserica, nu? Mă rog, acum nu mai e, pentru că am dezintegrat-o!
Să zicem că ai o casă mare, mare de tot și nu mai vrei pe aia pe shift și gata. Nu mai ai nici acoperișul, asta e incredibil. Nu-ți place nici casa ta, nici casa vecinului. Păi e simplu, stai între ele și bonk, te-ai făcut să dispară. E chiar atât de simplu. Sunați la Romilian 724531111111 și va veni să vă demonteze casa. Bună reclama asta, Romilian, bună, o să facem mulți bani. La serios, e prea amuzant să dezintegrez case și tot village-ul să lași villagerii fără case. Și am zis de case de prea multe ori. Da, păi oricum nu-mi plăceau casele de villager. Nici măcar piața asta, nici măcar copacul, ba, copacul vieții rămâne. Și știi ce e asta? Clopotul de abonare. Când dau în el trebuie să te abonezi. Ding, 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 ding. Abonează-te. Ce-o fi clădirea asta? Nu știu, nu mai e fierărie? Mi-ai făcut prea multe lucruri rele, așa că dispari. Nu contează că m-ai ajutat la începutul challenge-ului. Hei, casa asta nu poate să rămână, trebuie să dispare. Și ea, mai sunt două case acolo. Da, știi ceva? Oricum nu-mi plăceau, deci bonk, au dispărut. Da, și să fiu sincer, cred că o să aprecieze când o să vadă ce am făcut cu villagerul, cu village-ul lor. Adică, serios, uite și tu ce frumos l-am renovat. Am scos toate casele și l-am făcut cocioaba aia de dirt. Și acolo sigur nu complotează împotriva mea, nu? Da, n-are cum se întâmple ceva rău, sunt convins. Da, uite, adică e și un creeper foarte prietenos în casa asta. Dacă te dai la o parte, mulțumesc, pentru că am nevoie de crafting table-ul ăsta să-mi fac și o armură mai decentă înainte de lupta cu dragonul. Da, puțin mai decentă, nu cu mult mai bună, doar așa o idee, știi tu. Un picuț, un picuț acolo, să avem niște protecție și o sabie un pic mai bună. Oricum, cred că-i dau un one shot, deci nu ar trebui să fie o problemă. Bam, 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 bam. Și am stricat casa. Da, e ok, că oricum noi vrem să mergem aici sub casă. Ok, nu mai există nici ceva sub casă, dar merg să vorbesc cu copacul vieții, pentru că are ceva pentru noi, cred. Hei, copacule al vieții, ce faci, cum ești, totul bine, frumos? Ce zis așa acolo, că e ceva sub tine, deci dacă fac asta nu te super, nu? E portalul spre End, pe care nu l-am făcut eu din creativ. Și nu s-a dus villagerul ăla să bate Ender Dragon-ul fără mine. Hei, așteaptă-mă. The End? Ce se întâmplă? Stai aici, am înțeles. Da, nici măcar nu fu un bug. Stai să am mare grijă. Să nu... Grijă? M-am luat și eu după suspectul. Trebuie să fiu foarte atent, să pun blocurile cum trebuie și nu se sparge tot endul când mă apropii de el. No, ți se pare iluzie optică decât. O, dragonule, am venit să te bat, trebuie doar să cobori și o să te ating puțin pe spinare, gen. Ia, am un arc, n-am un arc, mamă, își dropaseră scheletonii ăla, ăia, dar nu luai, oh my god. Păi da, eu o să fiu aici, deci când vrei tu să cobori la mine, eu te aștept cu brațele largi deschise. O, bă, ce dai așa în mine? Calmează-te puțin, că eu vreau doar să te mângâi. Totuși, acum dau așa la Enderman. Da, dau așa la Enderman. Poate dau așa și la Ender Dragon. Ce spui de asta? Vine dragonul. Bă, dar nu, e de asta aici. Și, bonk, nu știu, one shot. Nu. Mamă, dar chiar cream că o să-i dau one shot. Ce? Nu-s chiar atât de puternic, se pare. Hei, calmați-vă că vă dau cu canna peste cap. Atunci chiar trebuie să mă încastăr să spargă astea. Frate. Ok, acum am spart toate astea. Și domnule Ender Dragon, vino cu acă, deja ți-am falimentat toate turnurile. Efectiv, nu mai există turnul deloc cum ar veni. Deci vino cu acă doar să-ți dau una peste cap. De ce, o să aștept cu mințel aici, deci ar face bine să vii. Vine, dați-vă, e kill-ul meu, dați-vă, bă, de aici. N-auziți că e kill-ul meu? Ia, dă-te, așa și unde ți-e capul, stai? Ia, bam, nu fugi. De ce fugi? Vino cu asta, te bat. Și bine. Și cred că termin cu el acum, mă, pe bune acum. Dați-vă că vreau să termin cu Ender Dragon-ul ăsta odată. Hai, și bum. Și gata, l-am omorât. Și știi ce face Ender Dragon-ul când moare? Dropează extrem de mult XP. Asta înseamnă că o să fiu super mega OP după ce îl colectez pe tot. Ia cât level fac? Mamă, să fac level 100 cum ar fi, cred că distrug lumea dintr-una. Bro, dar și level 67 e extrem de mult. Ia, dacă îți vin aici. Ok, stai să cobor puțin mai jos. Și unde mi-e lumea de Minecraft? Sunt jos, stânga, dreapta, nu e.